Bine ați revenit și haideți să acum să vorbim despre prima noastră structură de date. Deja nu avem doar date simple, avem structuri de date. Și astea o să fie array-urile noastre sau vectorii, după cum puteți vedea că am scris aici. Hai să spunem că, nu știu, poate am mai mulți prieteni și vreau să le pun numele lor în variabile ca să le pot folosi în programul meu mai târziu. Și cu cunoștințele pe care le aveam până acum, ăsta este modul în care o vom face. A spune că vom avea o constantă, friend1 sau prietenul1 care va fi egal cu, nu știu, Mihai. După aia vom avea o constantă, care va fi friend 2, care va fi Ștefan, poate, cine știe, constant, friend 3, care va fi Ion, sau ceva genul. Hai să schimb tema înapoi la Monokai Pro. Monokai. Așa, am lăsat la Monokai Pro. Și uitați-vă cum este destul de ok să facem acest lucru dacă avem doar 3 prieteni, dar închipuiți-vă că veți avea o listă chiar foarte, foarte mare de prieteni, că, exemplu, veți avea vreo 30 de prieteni, da? Și va fi destul de paiure să scrieți pentru fiecare o constantă nouă, să i definiți, să -i definiți un nume constante și după aceea să le dați numele în așa mod, da? Nu ar fi cumva mai bine ca cumva să grupăm toate aceste valori împreună într-un container puțin mai mare. Ei bine, asta este faptul din cauza căruia avem structurile de date în JavaScript. Și vectorii sau array-urile sunt o structură de date pe care ne pot ajuta pe noi în momentul dat. array este ca un container mai mare în care noi putem arunca variabile și după aia să facem referință la cele variabile. Și asta este super important pentru că în programare, aproape tot timpul, totul este a vorba despre date. Așa că luăm datele de undeva și le punem și le procesăm, după aia le întoarcem niște date, așa -i? Și acele date trebuie să se ducă undeva, trebuie să fie stocate într-un loc anume și pentru asta folosim, după cum am spus, structurile date ca array -urile. Și în cazul în care avem mai mult decât o singură valoare, atunci putem să le punem într una din structurile date și, ce... haideți să vă spun un lucru, cele mai importante două structuri de date, măcar în nu știu să spun așa, în JavaScript, sunt array-urile și obiectele. Hai să cum vom vorbi totul despre array și în loc să facem acest lucru, hai să creăm o nouă variabilă. O voi duce aici mai jos. Voi crea o nouă constantă, o nouă variabilă pe care o să o numesc friends sau prieteni și în care, fiți voi deschide un set de paranteze pătrate, da? În care voi putea să pun un set de valori diferite separate prin virgulă. Și hai să folosim aceiași prieteni acum. Al vom avea pe Mihai. Haideți să deschidem aici stringul. Mihai, după aia vom avea o virgulă, nu uităm, după aia îl vom avea pe Stefan și după aia îl vom avea pe Ion, da? Acum am definit aici o nouă variabil care este acest friends și tipul de date al lui acest friends este un array. Haideți chiar să verificăm, haideți să facem un console.log type of și aici vom acel friends, da? Facem acest lucru, facem un control R și putem vedea că în cazul dat ne dă object. Încă un lucru destul de ciudat în JavaScript. Un lucru pe care am vrut să vi-l arăt înainte să trec la următorul pas din cauza faptului că a, după cum am spus, în javascript sunt niște baguri mai vechișoare. Acest array este totuși un object în cazul în care noi încercăm să verificăm acest type of. Dar nu vă voi scapul, este doar o mică greșeluță pe care am vrut să vă arăt înainte să trecem noi mai departe. Da? Ok, și acum că am avut totuși acest array, Uitați-vă cum am încercat eu să separ și așa este modul în care trebuie să faceți acest lucru, am încercat să separ fiecare valoare prin virgulă. Pentru că în așa mod JavaScript-ul își dă seama în momentul în care noi punem o virgulă că următoarea va urma o variabilă nouă. Și haideți cum să ne uităm la această nouă constantă friends pe care am creat-o noi în consolă pentru că știm că toate, uh, toate variabilele pe care le creăm noi pot fi vizualizate în consolă. Și observați cum cum ne-a dat frumos aici un array sau o listă sau un vector, spuneți cum vreți, care ne conține aceste trei nume, Mihai, Ștefan și Ion, și în paranteză ne conține aici numărul de obiecte care sunt situate în acest array. În cazul nostru este 3. De asemenea, acest 3 se, se mai referă la acest 3 ca la lungimea array nostru, sau cât de lung este array-ul nostru, este de 3 unități, 1, 2, 3, da? totul este destul de frumos până acum. Hai să vă mai arăt încă, însă, încă un mod în care putem defini aceste array-uri, pe lângă să le definim folosind aceste paranteze pătrate. Pot să definesc, nu știu, hai să spunem că vom avea ani de naștere, poate. Și în loc să-l definesc folosind niște paranteze pătrate, unde mai departe o să pot da acei ani de naștere, acum pot să folosesc niște cuvinte cheie, cum ar fi new, adică nou, și după aia array, după aia voi deschide și paranteze și pot să dau acei ani de naștere pe care mă interesează pe mine. 91, 94, 2008, 2020, ca exemplu, și așa mai departe. Puteți observa încă un lucru interesant. Uitați-vă cum în primul meu array am putut să adaug stringuri și în al doilea meu array am adăugat integeruri. Și acum, un lucru foarte important despre aceste array este faptul că ele pot conține ca elemente aproape orice tipuri de date. Și în loc de aceste tipuri de date, trebuie să fie mai bine spus niște expresii, adică niște cuvințele niște propoziții care nouă ne produc o valoare. Uitați-vă în cazul dat cum avem trei valori, aici avem patru valori, da? De asemenea, putem accesa totul direct și din consola noastră. Hai să intrăm la cel ani de naștere, dar mai întâi va trebui să facem un mic refresh aici. ducem la cei ani de naștere și uitați-vă că acum lungimea noastră, în loc să fie 3, cum a fost în cazul dat, este 4, dar oricum, chiar și prin a doua modalitate de definire, array-ul nostru are reușit să fie definit și îl putem frumos accesa în consolă, da?

Acum vreau să vă învăț în un lucru destul interesant. Ce vom face în cazul în care noi vrem să accesăm doar un element din RAI-ul nostru? Hai să spunem că eu vreau să accesez doar pe Mihai de aici. Da? Să spunem că eu vreau care, să văd care este numele primul meu, primul meu prieten din lista mea. E bine, cum voi face eu lucrul dat? Mai întâi voi pune un console.log, dacă am spus că vrem să logăm totul în console. Și după aia voi loga friends, adică din lista mea cu prieteni, vreau să loghez elementul 0. De ce spun elementul 0? Pentru că elementul 0 este primul element care se întâlnește în lista noastră. Dacă ne gândim aici la Mihai, ăsta va fi elementul 0 sau primul element, după aia vom fi elementul 1, eu va fi elementul 2, da? Ați înțeles? Deci, numerotarea elementelor sau indexurilor într-un array sau într-un vector se începe de la 0. În cazul dat, 0 pentru mine va fi Mihai, dacă voi încerca să fac lucrul dat. Da, puteți vedea că este Mihai și dacă voi încerca să fac același lucru, cu array-ul meu an de naștere, dacă voi încerca să printez elementul cu numărul 0. Uitați-vă că îmi va da acel 1991, care este, într-adevăr, primul element. Da? Și acum, Putem să printăm și restul elementelor gândindu-ne într-un mod logic, dacă asta este 0, asta va fi 1, chiar dacă este logic că este al doilea element, el va fi 1 pentru că calculatoarele de obicei în array-uri își încep numert, în numerotarea de la 0, același lucru se întâmplă și în alte limbaje de programare. Dacă vreau să-l printez pe Ștefan, voi printa elementul sub indexul 1, dacă vreau să-l printez pe Ion, voi printa elementul sub indexul 2. Da, foarte, foarte frumos aici. Ok? Și pe lângă acest lucru, hai să încercăm doar să ne logăm și aici și acel friend, și acel array friends, doar ca să-l vedem, pentru că vom face ceva lucru cu el. Vom încerca să logăm acel friends, puteți vedea că avem 3: Mihai, Ștefan și Ion. Și acum, haideți să vă mai văd un lucru, vedeți că avem acest trei, uh, by the way, dacă vreți să... Accesați array-ul într-un mod mai... Uh, am, am anunțit să-i spun așa, puteți să păstrați pe acest un mic și o să vă arate toate elementele. Da. Uitați-vă acum uh, lucrurile despre care eu vreau să vă vorbesc. Observați că avem acest 3 în paranteze pe care l-am denumit noi ca fiind lungimea array-ului nostru. Ei bine, lungimea acestui array poate de asemenea să fie accesată direct din codul nostru. Și cum vom accesa noi lungimea celui array? Vom pune mai întâi în console.log și după aia vom lua acel array sau array-ul pe care pe noi ne interesează să-i vizualizăm lungimea lui. După aia vom folosi o proprietate după punct. Vom pune un punct și vom scrie punct len length. Așa, ce este acest length? Traduzi în engleză nu este nimic altceva decât lungimea unui array în cauză. În cazul nostru avem acest friends care are lungimea 3, așa că dacă voi încerca să loghez totul la consolă acum, puteți vedea că mi se loghează 3 sub un număr, adică mi se returnează un număr care este nimic altceva decât lungimea acestui array. Da? Și acum știind că noi putem să accesăm această lungime a array-ului, hai să ne la un mod mai logic în care putem accesa noi ultimul element în cazul în care să spunem că noi nu știm câte elemente se află într-un array. De exemplu, spunem că în RL Friends se află vreo 100 de elemente. Cum voi accesa eu ultimul element? Ei bine, ce pot face eu este să loghez la consolă din Friends, pot să-i schimb acele paranteze și acum să ne gândim logic. După idee, Length-ul este uh, ultimul număr care s-ar întâlni dacă R-ul nostru ar fi extins cu 1, da? Dacă ar fi Mihai, Ștefan, Ion și după aia iarăși vom avea în nume ca și cum Andrei, atunci indexul lui Andrei va fi acest length. Dar dacă voi vrea să accesez indexul lui Ion, în cazul dat pentru că Andrei este inexistent, voi lua acel friends.length și voi scădea 1. Adică dacă ne uităm în cazul dat, acest friends.length ne va returna 3, după cum puteți vedea aici, și noi avem doar 3, noi avem trei elemente, dar ele se numerotează de la 0, așa că vom avea 0, 1, 2, cum puteți observa aici. Și atunci, 3 minus 1 va fi 2 și mi-l mi va afișa pe Ion, dacă nu mă credeți, hai să dau un refresh. Și puteți vedea că mi-este afișat Ion, din cauza faptului că din acest length am scăzut 1 și am accesat ultimul element. Da? Același lucru putem face și pentru celălalt array. Vom lua ani de naștere sub indexul anilor de naștere.length-1. Da, același lucru se întâmplă aici, dacă ne uităm, 2020 și ăsta în este într-adevăr ultimul element din celălalt rău nostru. Acum că știm aceste lucruri, vreau să vă învăț despre o altă proprietate a array sau a vectorilor și asta este faptul că array-urile își pot schimba în mod dinamic elementele. De exemplu, să spunem că deja m-am certat cu Ștefan, da? Deja nu îl mai consider a, pe Ștefan ca prieten, dar mi-am făcut un nou prieten, spunem că mi l-am făcut pe Andrei ca prieten. Cum vă gândiți voi că vom putea schimba elementul Ștefan cu un alt element? E bine, tot ce ne ajunge nou este să scriem acel friends, sub indexul 1, adică indexul lui Ștefan, 0, 1, da, asta este numărul lui Ștefan, va fi egal, deja nu cu Ștefan, dar va fi egal cu Andrei. Și dacă voi șterge tot ce nu este necesar aici, voi pune în comentarii, mai bine spus, și voi loga acum iarăși cel friends, constant.log, friends, frumos, frumos, fac un refresh și uitați-vă cum mai întâi l-am pe Mihai Ștefan Ion, după m-am încertat cu Ștefan și mai decis că pe Ștefan sau pe elementul care se află la indexul lui Ștefan să l schimb cu Andrei. Da, observați că acum la indexul 1, chiar dacă aici ne arată Andrei, în primul caz ar trebui să fie Ștefan, aici este doar modul actualizat în care ne arată. Înainte l aveam la indexul 1 pe Ștefan, acum la indexul 1 îl avem pe Andrei, deoarece aici am schimbat elementul sub indexul 1 cu un alt element care este Andrei, da? Puteți vedea că totul este destul de frumos. Și acum vă puteți gândi, cum naiba am reușit eu să schimb un element dacă aici am declarat ca constantă această rei și asta de asemenea l-am declarat ca constantă. Cum am reușit eu să schimb ceva dacă el este o constantă? E bine, un lucru pe care nu vi l-am spus despre constante este a, a, următorul fapt constantele se aplică, regulile constantelor, mai bine spus, se aplică mai mult doar la tipurile primitive de date, adică deci eu tipurile primitive de date, cum ar fi, nu voi putea schimba un număr în altul, dar mereu voi putea schimba elemente ale unui array dacă ele sunt declarate sub cuvântul cheie const. Pe de altă parte, nu voi putea să schimb întregul array. De exemplu, observați acum că am acest friends de unul, este egal cu Andrei, da, eu schimb doar un element, după aia dacă voi încerca ca acel friends, să-l redefinesc iarăși, să spun că acum îl voi avea deja doar pe Ion și după aia îl voi avea iarăși pe Andrei. Da? Voi încerca să schimb toate elementele. Acum, dacă voi da un refresh aici, puteți observa că avem deodată o eroare. Se spune că avem un assignment la o constantă, la variabilă constantă care este acel frames. Da? Observați că eu nu îl pot schimba, ci pot schimba doar elementele în parte. Da? Foarte frumos se vede aici. Acum, încă o proprietate ale acestor arei. Hai să mai să acest sau să-l comentăm ca să nu ne dea erori, da? Frumos, frumos. Și acum o altă proprietate a array-urilor. După cum ați observat, până acum am avut două array-uri. un array plin de stringuri sau de, de, de propoziții, de cuvințele, și după aia un array plin de numere sau de tipul de date number. Dar, după cum am spus la început de videoclip, urile pot fi în interiorul lor, nu contează ce tipuri de date.

Uitați-vă că voi încerca să adaug mai multe tipuri de date. Așa, voi salva totul acum, voi face un control R și observați cum dacă voi încerca să accesez acel nou vector, uitați-vă cum toate aceste patru tipuri de date s-au împrietenit și trăiesc foarte frumos în interiorul noului meu vector. Nu contează că unul este string, unul este number, bowling și undefined, dar, dacă le-am pus intervalul unui vector, toate patru trăiesc foarte frumos și uitați-vă cum își ocupă spațiile. Din ce cauză se întâmplă acest lucru? Ei bine, este pentru că toate patru aceste mici elemente sunt expresii. La rândul lor, fiecare produce o valoare și sunt chiar valori în cazul fiecăruia, sunt chiar valori, nu sunt expresii mai complexe. Da? Dar, să spunem că eu voi avea o altă constantă care va fi pre nume și care va fi egal cu. Ion. Haideți să înlocuim pe Ion cu acest prenume. Observați că eu voi putea de asemenea să pun această variabilă aici. Voi încerca să pun acest prenume aici. Și oricum, mie în listă îmi va fi afișat dacă ne uităm aici, să invocăm iar acel nou vector. Acum ni se afișează de asemenea ION aici, dar uitați-vă că acum am pus acest prenume și nu am pus chiar stringul ION, pentru că în momentul în care adăugăm noi o variabilă într-un array, nou ni se afișează sau noi lucrăm cu valoarea care se situează, se situază în interiorul acelui acele variabile. Da, puteți observa în cazul dat cum avem acel ion și aici dacă am adăugat prenume, ni se afișează acel ion care este valoarea variabilei prenume. De asemenea, dacă am spus că putem să adăugăm aici expresii, putem să punem expresii și mai complicate în loc de chest true sau în loc de chest no, 1991. Hai să spunem că vom avea 2037, 2037 minus 1991. Da? În loc de chest true vom avea true or false să încercăm să punem aceste expresii puțin, puțin, puțin mai complicate, facem un control RH aici și afișăm iar acel nou vector. Trebuie deci, să cum, cum avem ION 46 true și undefined, adică ni s-au dat rezultatele acelor expresii sau, mai bine spus, valorile produse. Observați cum am, cum am reușit să adaug patru expresii total diferite de tipuri de date total diferite în același array, da, un lucru foarte bun. Acum, haideți să spunem că vrem să convertim toate aceste elemente ale array-ului nostru. Da, spunem că vrem să convertim acest an de naștere folosindu-ne de o anumită funcție. Și funcțiile de care o să ne folosim noi, haideți să spunem că o fie cel calc age pe care l-am definit deja de un miliard de ori. A, nu acest retirement, mai sus, mai sus, calc age, da? Putem vedea că o să avem acest, nevoie de acest calc age îl vom copia frumos, îl punem aici puțin mai jos, ca să putem accesa iar. Și de asemenea, voi muta acel an de naștere, îl voi muta și pe el mai jos. Așa, îl mut aici, lăs niște locuri libere, voi șterge de aici acel an de naștere, ca să nu fie nicio problemă. Și voi șterge sau voi comenta, mai bine spus, toate afișările noastre ca să nu avem altceva în consolă. Salvăm, salvăm, ne uităm în consolă, nu mai avem nimic, ok, este destul de bine, ne putem apuca de lucru. Și dacă ne uităm aici mai jos, după cum am spus, avem această funcție calc aici, care după câte ține în -mi minte ne calculează cât ani vei avea în 2037. Și acum, haideți să încercăm să o folosim cu fiecare element al array-ului nostru, da? Și un lucru pe care vreau numai decât să-l subliniez este că nu puteți folosi o funcție pentru tot array-ul deodată. Că, exemplu, dacă voi încerca să fac ceva de genul, calc h 2 și în paranteză voi lua acel an de naștere, adică tot array-ul meu deodată, va fi urât din cauza faptului că aici vom avea un array care îl punem în locul argumentului care se așteaptă a fi un number. Hai să încerc să loghez ca la console.log. Veți vedea că ne va returna nota number din câte ține minte, da, ne va returna nota number din cauza faptului că încercăm să punem un array în locul unui număr și ne se spune că, hei, asta nu, asta, nu, este un număr, adică not a number, da? Așa că dacă vrem să facem ceva cu acest array, putem să facem doar pe pași folosindu-ne de elementele lui. Hai să spunem că vom avea o nouă constantă care va fi age1. Așa, frumos, și aici vom putea acel age1 să folosim acel calc age, și ca argument, dacă am spus că avem nevoie doar de un număr și nu de întregă rail, putem să luăm acel an de naștere sub indexul 0. Da? Și uitați-vă acum ce s-a întâmplat, doar că aici avem calc aici 2 și nu simplu calc aici. Și acum să încercăm să facem un control R să printăm acum acel h 1, care este 46, care este 2037 minus 1991, după cum ați minte și în cazul dat. Putem același lucru să facem și pentru a doua vârstă, vom avea h 2 și aici vom avea ani de naștere sub indexul 1, da? Voi putea face un refresh și să afișez acel h 2, care acum este 43, dacă vă gândiți într-un mod matematic, am dreptate. Dar acum ar fi bine ca tot ceea ce calculez eu aici să introduc într-un nou array, într-un nou array transformat, da? Și hai să definim un nou array, îl vom numi ani în a, cât 2037, ceva de genul, care va fi egal cu un array și aici vom lua fiecare element în parte și îl vom trece prin funcția noastră. Spunem că primul nostru element vrem să fie cel calc age 2 de la an de naștere sub indexul 0. Deci, înțelegeți ce facem aici? Facem același lucru pe care l-am făcut aici, doar că logăm totul frumos într-un într nou array. Da? Putem face același lucru și cu calc age 2 de la ani de naștere sub indexul 1 și hai să facem același lucru și pentru uh, acest uh, calc age pentru acest ani de naștere, doar că acum la indexul 2. Da? Voi copia totul aici. Hai să facem, să facem un control minus ca să pot vedea puțin pot mai departe și după aia voi reîntoarce totul. Așa, și aici voi avea așa. Așa. Salvăm. Și acum să facem aici un refresh, putem vedea că nu avem eroare și hai să printăm acel an în 2037. Observați cum are trei elemente care sunt 46, 43 și 29, adică fiecare element al lui an de naștere inițial a fost trecut prin această funcție din cauza faptului că eu ce am specificat că pentru fiecare element pe care îl adaug să se tragă prin această funcție și a fost returnat rezultatul de la această funcție și introdus în acest nou array ani în 2037. Da? Deci, dacă ne uităm, aici avem cam tot codul nostru de final. Destul de mult am reușit să scriem în lecție dată. În lecția următoare eu deja voi încerca să vă învăț uh, niște lucruri mai de bază cu aceste array sau niște metode sau așa spusele operații cu array-urile noastre. Dar vor fi niște operații de bază, de bază așa că nu vă, speria, vă speriați foarte tare. da. Ok, deci acestea fiind spuse, vă mulțumesc că ați fost alături și deja vă voi aștepta în videoclipul următor unde vom face ce v-am promis.